floarea de măr și pupătia. Era primăvară, iar mărul din grădina castelului era înflorit și plin cu flori albe. Trecu pe acolo contesa cu alaiul ei și fu fermecată de frumusețea florilor. Ia priviți, spuse ea, ce frumusețe de flori! Vreau și eu o crenguță înflorită. Un servitor se grăbi să îndeplinească dorința, a tăiat o creangă din mărul înflorit și a așezat-o într-o prea frumoasă și prețioasă vază din salonul ei. Creanga de măr era foarte mândră de soarta ei, pe care o obținuse datorită frumuseții. Prin fereastră vedea florile de pe câmp și cele din grădină și simțea milă pentru ele, pentru neînsemnătatea lor. Cel mai tare compătimea păpădia, pentru că rupeau copii și pufii ei dispăreau la cea mai ușoară suflare, iar ea rămânea golașă și vulnerabilă. Îi mai era milă și de celelalte flori, că erau mai urâte decât ea, dar, pe de altă parte, era foarte mândră de frumusețea ei și de faptul că se afla într-o vază prețioasă din salonul unei contese. În schimb, ea uitase că soarele încălzește la fel de tare și asupra ei ca și asupra florilor de pe câmpie. Într-una din zile, contesa aduse niște păpădii și le puse în aceeași vază cu creanga de măr. Azi am să pictez, vreau să surprind frumusețea simplă a florilor de câmpie, înainte de a li se scutura pufii, spuse ea adresându-se doamnelor de companie. Sunt tare frumoase, spuse una. Dar toată grădina e frumoasă, o mare de flori, parcă a coborât curcubeul peste ele, spuse contesa. În acel moment, florile de măr se îmbujorară puțin, fiind cuprinse de rușine.